Am revenit cu un nou video în care de data asta am lipsit mai mult timp pentru că se apropie sărbătorile și toate aceste perioade foarte încărcate de mâncare și de legături emoționale și așa mai departe. Episodul ăsta o să fie ultimul pe anul acesta și apoi am să revin în ianuarie cu o nouă serie de rețete vegane. Sunt în București acum și m-am gândit să mă duc la Veg Fair, care este un târg cu bunătăți vegane, mâncare, produse și alte alimente. Și mă gândeam să fac un scurt video în care arăt cam ce fel de alternative sunt pe acolo. Și da, cred că asta o să fie un episod de asta de vlogging în care vă plim cu mine prin București pentru că... Da. Pentru că în aceste zile le petrec alături de pisici, mâncare bună vegană și companie plăcută. Și da, dacă se aude zgomot în fundal, este apa pisicilor, care e un fel de fântână și care tot se regenerează, cred, adică curge și după aia reintră și se refolosește apa. Pisicile sunt ale Ioanei, pe care bănuiesc că o știți din episodul cu ea venind și gătind supă cremă de linte absolut fabuloasă și foarte bună. Hello. Invitată să ne gătească supă cremă de linte. Dacă sunteți din cercul restrâns parasocial sau din grupul de prieteni, probabil sau curioși, probabil că ați ascultat-o la unul dintre episoadele de la tovarășii și tovarășele de la Desarticast. Eu mă gândeam să fac videole astea pentru că, nu știu, mă ajută cel puțin pe mine personal în viața de zi cu zi. Așa că proiectul ăsta am să-l las deschis și ca un canal în care gătesc rețete, în care încerc chestii, în care, nu știu, am renturi de sociolog entitled, în care încerc să deschid discuții care ar trebui să aibă loc, doar că sub anumite contexte nu se întâmplă și atunci, nu știu, pentru o stânga mai puternică, cred că canalul ăsta este ok, important. Sper să contribuie la ceva și pentru că n-am bani să merg la terapeut, so basically asta e jurnalul meu video în care îmi exprim chestiile și mă simt mult mai bine după ce fac asta, pentru că aparent toate lucrurile pe care le trăiesc am învățat să le țin secrete pentru că mai bine să știu eu și acum simt nevoia să dau vulnerabilitatea afară, să curgă și să trăim împreună această experiență. Deși, yeah. So enjoy și sărbători plăcute! Thank you.
Problemele la radio.